Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. De la ora 19 la Palatul Șuțu puteți urmări Amalia respira adânc, de Alina Nelega, în cadrul stagiunii Un teatru solitact. Monodrama prezintă episoade din viața Amaliei, care a traversat tabulică toată perioada ceaușistă, de la începuturi până la maxima ei întunecime, și a ajuns în epoca nouă a libertății, pentru ea la fel de confuză. Pionieră de la început, trece de la o vârstă la alta, marcată și bulversată de pierderile întâmplate în viața ei. Traumele nu o aduc însă în postura celei ce își plânge de milă, ci dimpotrivă, personajul își păstrează un fantastic curaj și o fermecătoare candoare. De la ora 19:30 la Teatrul Notara, în sala George Constantin, se joacă piesa Comedie de modă veche. Spectacolul reflectă neputința oamenilor de vârstă mijlocie și nu numai, de a mai face încă un pas spre dragoste și fericire după un eșec care a lăsat urme adânci în sufletele lor. Presărat cu multe picanterii, spectacolul după piesa lui Alexei Arbuzov reușește o comedie de bună calitate, unde firescul actorilor și savoarea timpurilor de altă dată se împletesc cu muzica și dansul. De la ora 21, pe scena de la Godo Cafe Teatru, puteți urmări avantpremiera spectacolului Hell, piesă care a primit premiul de excelență oferit de Agenția Națională Antidrog în gala partenerilor Antidrog din 2006. Pe scenă, patru tineri, copii de Bangata, își schimbă existența profitând din plin de droguri, sex și viață de noapte în cluburi de fițe. Pentru scurt timp, doi dintre ei, Hell și Andrea, se îndrăgostesc, viața lor căpătând un sens. De frică însă, se despart și revin la vechile vicii. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!